10. În noaptea aceea ardea un colț de stele deasupra omenirii cu păcătoase luate, cu regi, pe căror frunte sclipeau coroane grele, cu împărății supuse pe veci pieirii, toate. Și atunci, în noaptea aceea, senină și adâncă, săriră magii lumii pe cer, o mare stea, o stea străluminată, nemai văzută încă, și-a fost purces cu daruri călăuziți de ea. Căci, cititor de stele fiind în noaptea humii, trei magi știau că vine cu strălucire foarte Iisus, Mântuitorul sau Împăratul Lumii, cel care avea să calce cu moartea peste moarte. Ei au știut că în lume cel ce avea să vină va întuneca cu milai toți regii și împărații, la slabi va da toiege, la orbi va da lumină, va sătura flămânzii, va adăpa însetații. Și l-au aflat pe acela, a cărui sfântă milă, ca soarele venită pe oameni să-i mângâie. Și daruri i-au dat, aur și smirnă și tămâie. Și atunci, berbeci, boi, viței și asinii, cu al răsuflării abor, îl încălzeau pe cel a cărui sfântă frunte urma să o încingă spinii și în cuie mari pe cruce să-l bată Israel. De-aș fi fost în noaptea sfântă un mieluț cu gând supus, aș fi stat să aud cum cântă, cum oștirile-ți cuvântă, ție, dragul meu Iisus. Aș fi rupt trei albăstrele, ca în iesle să le înfig, Doamne, să te joci cu ele, ca să uiți că vii din stele, ca să uiți de vânt și frig. Aș fi stat peste țepușe, de răcoare să te cruți, ți-aș fi pus pe piciorușe și pe părul inelușe, tâmpla caldă de mieluți.